frumoasă și putem arăta tuturor că putem aprecia adevărata muncă și adevărata valoare a omului, a cadrului didactic, a unei doamne deosebite, care a contribuit enorm la formarea specialiștilor la noi instituție. Doamne Valentina Linciu, conferențiar universitar doctor, personalitate care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții, 40 de ani, activității didactice la universitatea noastră. Este dificil a pleona într-un cadru restrâns o personalitate, motiv pentru care îmi voi permite a selecta doar cele mai semnificative momente, conform și principiului că nu primează pragul simbolic al anelor obținuți, ci experiențele reflectate de densitatea vieții trăite. Sau, citând o pe Lincoln, nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Doamna Valentina Linciu a împlinit o vârstă pe care vigoarea fizică și intelectuală nu le trădează. Este un om în permanență tânăr prin structura sa interioară și prin osmoza cu mediul uman în care își desfășoară activitatea, fiind încă departe de a-și fi epuizat resursele și posibilitățile de valorificare a competențelor. Eu mă bucur că suntem cu toții astăzi aici, alături de doamna Valentina Linciu, alături de familia dumneavoastră și că putem să-i dorim să aibă sănătate în continuare, să aibă inspirație în continuare și să ne fie alături tuturor cu aceeași verticalitate cu care a fost întotdeauna. Am să zic că mă bucur că dumneavoastră este membru de sindicat, este un membru de sindicat exemplar, este foarte plătărioasă, din când în când zice, eu ies din sindicat. Valentina, vorbesc aici ca coleg, este un om, un fel de agent de igienă, care are grijă de nereguli, de observă foarte atent defecțiunile, se implică. Mă gândeam dacă și-ar căuta un arbore genealogic, m-aș bucura să aibă și niște nemți pe undeva, pentru că e un spirit pedant, e un spirit organizat, e un om cu principii, este și un profesor care știe care are această apropiere de studenți, de materii și care, într-adevăr, e un profesor chemat și nu numit. Хорошо, что есть юбилеи. Плохо, что они раз в 10 лет. И то не всегда помню об этом. Я могу только себе представить, сколько ты прекрасных, хороших, нежных слов услышала, начиная с субботы и по сегодняшний день. Сами спанты де вами помощи фур, кали в респекта, есть де колледж, de asemenea, care vă stilează, cu care colaborați foarte bine și de studenți de votați, de discipuli de votați. La mulți ani, profesor! Pe studenți nu îi interesează gradul academic pe care deține profesor. Sunteți de acord? Nu îi interesează dacă este doctorant sau deja doctor. Ce este, asta nu e important pentru el. Ce este și ce contează enorm este gradul lui de implicare și abilitatea de a ajunge odată cu mintea și inima ucenicului. Așa cum se spune, calitatea de umană și harul pedagogic. Și în privința aceasta, doamna Enciu poate primi certificatul de calitatea tăi extra. Sau pentru vorbitorii de rusă, vâșii sorduci. Din numele rectoratului universității, aș vrea să-mi permiteți să vă conferim o diplomă de excelență care se conferă doamnei Valentina Ghenciu, doctor în filologie, pentru activitatea prodigioasă în domeniul didactico-științii, formarea unui număr considerabil de literați, jurnaliști, profesorii Republica Moldova, implicarea profesională în dezvoltarea cercetării bazelor teoretice ale științei literare, contribuția semnificativă la afirmarea și consolidarea imaginii Universității de Stat ale Corusului din Gălți, prin devotament, corectitudine, perseverență și discernământ. Felicitări!